eu niciodată nu plâng și nu m-a văzut nimeni plâng, dar îmi pare enorm de rău. Odată cu Stella și odată cu ceilalți colegi ai mei, se duce o epocă lungă și frumoasă, care nu e numai a tinereții mele, este a unei epoci pe care noi am trăit-o altfel decât o vedeți voi. Ea n-a fost nici așa de neagră, nici așa de roz. A fost doar tinerețea noastră. Iar de Stella și de Arșinel și de ceilalți. Teatrul de revistă astăzi este mai sărac și va rămâne mai sărac fără marea doamnă a comediei și a teatrului românesc, Stella Popescu. O vom iubi mereu și ne va fi foarte greu de acum, seară de seară, când se va ridica cortina. Drum bun, Stella! Drum bun! Așa cum spuneam și mai devreme, foarte mulți colegi de breaslă au mers și a rămas bun de la Stella Popescu. Am văzut ceva mai devreme declarațiile Corinei Chiriacă. De altfel, am ascultat-o pe Corina și la Agentul VIP acum câteva zile, când povestea că doamna Stella Popescu este cea care a ajutat-o să și a deschis cumva apetitul pentru teatrul de revistă. Doamna Stella Popescu era persoana care stătea acolo undeva în spate atunci când nu juca nicio piesă de teatru pe scenă și care întotdeauna își încuraja copiii.